trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. Bună dimineața, pentru că la mine e dimineața aici. Vă salut cu acea, am băut deja un pic din ea, vedeți că e paharul puțin verde. Și pentru că e o descoperire recentă pentru mine și am aflat foarte multe lucruri despre asta pentru că eram curioasă, am vrut să vă povestesc și vouă astăzi și o să vedeți câte beneficii are pentru sănătate această pudră. Probabil, cum am pățit și eu, vă întrebați ce este. Practic am fost recent la mică și, cum fac de obicei, sunt curioasă, îmi comand tot timpul ceva nou din meniu să văd cum este. Și am descoperit matcha latte. Am băut, a fost foarte bun, avea un gust dulceat așa, super plăcut, vegetal și am zis, haide să încerc. Ce am descoperit după, pentru că am ajuns acasă și evident mi-am căutat informații să văd despre ce este vorba și am descoperit că matcha latte e folosit în tradiționalul ritual al ceaiului și că de fapt nu ceaiul verde e folosit, ci această pudră de matcha și că e considerat al cincilea gust sau umami și dacă gust, vedeți că el își pierde puțin din nuanță de la lapte, inițial este un gust puternic vegetal, astringent, așa, seamănă puțin cu cafeaua, dacă mă gândesc la senzația respectivă, ușor amărui, dar la final este un gust foarte, foarte plăcut dulceat. Bun, cam asta ar fi umami, cică, cel puțin așa îl simt eu, așa. Ce este matcha? De fapt, este frunza de ceai verde măcinată. Asta ar fi deosebirea. Practic, înainte să fie recoltat, el este acoperit câteva zile. Este recoltat și este măcinat cu o piatră de moară sau ceva de genul. O moară de piatră. Am zis invers. O moară de piatră. Și, practic, treaba asta o ajută să aibă mult mai multe beneficii, mai ales faptul că este acoperită, o ajută să aibă un nivel mult mai mare de clorofilă, din câte am înțeles. Bun, mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut oricum tot ce ține de cultura japoneză, mă fascinează. Dar ce m-a convins cel mai mult sunt beneficiile. Practic, din ce am citit, eu oricum obișnuiam să beau ceai verde, încercam să înlocuiesc pe cât posibil cafeaua, oricum nici nu consum foarte multă cafea. Și atunci am descoperit că o cană de matcha, de ceai de matcha, eu am aici matcha latte, ar avea beneficiile a 10 căni de ceai verde. Cam asta ar fi echivalentul, mai ales ca nivel de antioxidanți. Ce am mai descoperit și asta m-a uimit, practic ar avea, eu consum foarte des afine și spanac și am făcut o comparație. Practic ar avea de 60 de ori mai mulți antioxidanți comparativ cu spanacul și de 20 de ori mai mulți antioxidanți decât afinele sau rodiile ce mai consum eu. Rodii nu prea mai consumat în ultima vreme, dar afine tot timpul. Și ar fi, din câte am înțeles, ar avea de 3 ori, deși am găsit surse diferite în privința antioxidanților, oricum mult mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit. De ce se întâmplă asta? Pentru că în momentul în care prepari ceaiul verde obișnuit, tu fierbi frunzele și practic apa aceea aburindă scoate o parte dintre beneficiile ceaiului verde. Și acolo trebuie să avem grijă, să nu fierbem prea mult, că altfel ceaiul e toxic și așa mai departe. Bun, în cazul matcha latte, practic noi ne punem în respectiva băutură întreaga frunză și treaba asta ne aduce mult mai multe beneficii. Bun. Ce am mai descoperit și pentru mine iarăși a fost esențial, faptul cu antioxidanți pe care vi l-am zis m-a convins, dar după m-a convins și mai mult faptul că îți dă energie, dar nu te agită. De ce? Să vă explic. Practic are o eliberare prelungită, timp de 6 ore și îți oferă energie în toată această perioadă. Nu simți acea energie cum simți la cafea. Deodată ai super multă energie și apoi te simți așa, secat de energie și somnoros. Nu, are eliberare prelungită. Și conține L-teanină care ar avea un efect calmant asupra stării de spirit. Practic îți îmbunătățește starea de spirit. Deci deși îți oferă energie, nu te agită. Și culmea, conține jumătate din cantitatea de cofeină pe care o conține cafea. Treaba asta, iarăși, v-am zis, mi s-a părut foarte, foarte benefică și clar am zis, trebuie să introduc în rutina mea treaba asta, matcha latte.
Bineînțeles că nu aș fi putut să o beau cu apă, deși aș putea să încerc simplu și am preferat să o fac așa. Practic să fie cafeaua mea de dimineață. Are și alte beneficii, bineînțeles, care pe mine m-au interesat. Detoxifiază, pentru că are nivelul acela de clorofilă foarte mare, ceea ce e super sănătos. Cum v-am zis, are conținut mare de antioxidanți, ceea ce previne îmbătrânirea, bolile cronice, știți deja teoria cu antioxidanții. Sunt multe și un alt aspect care mi s-a părut interesant, nu știu dacă sunt studii definitori, n-aș vrea să zic lucruri greșite, dar vă zic ce am citit și mi s-a părut interesant, că ar ajuta la accelerarea metabolismului și a arderilor, la arderea grăsimilor. Practic, există acel proces de termogeneză, sper să nu greșesc, care presupune arderea grăsimilor și l-ar crește de la 80% la undeva la 35-45%, ceva de genul. Deci, practic, ar crește exponențial arderea grăsimilor. Iarăși, e un lucru pe care eu încerc să-l introduc, pentru că am metabolismul lent, încerc să fac cumva prin sport, prin alimente, să-mi cresc metabolismul. O să încerc chiar și ginger shots împreună cu asta. Cam astea sunt beneficiile, mi s-a părut wow, să-mi scrieți cum vi se pare vouă. Și pentru că mi-a plăcut atât de mult când am citit, mi-am comandat imediat, să vă arăt și ce mi-am comandat. Este acest bio-organic matcha. Eu mai am spirulină de la ei și mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Și de aceea am hotărât să iau de la ei, cred că am dat undeva la 50 de lei pe ea, dar din câte am înțeles există un brand care se numește Clear Spring, sper să nu greșesc, o să pun o fotografie aici, care ar conține matcha practic din Japonia, cea care este produsă exact cum ar trebui. Când o termin pe aceasta, o să o comand și pe aceea să vedem ce diferență este. Cum vă dați seama dacă o matcha e de calitate? Din câte am înțeles, trebuie să fie foarte închisă la culoare, verde așa intens, și să nu fie foarte amară. Aceasta, dacă pun două lingurițe, e amară, deci probabil nu e cea mai bună calitate, dar nici nu e foarte amară. Cred că e undeva între middle, nu-mi dau seama dacă nu mă pricep. O să am un termen de comparație când o comand pe cealaltă. Și oricum vedeți că aici nu e relevant pentru că am pus barista. Alpro barista și nu se vede și are și puțin cocos. Și atunci culoarea e puțin modificată de la acel lapte vegetal. Cam asta e, așa am introdus. Eu am o consum de, nu știu, maxim 2 săptămâni. Și da, într-adevăr, ce îmi place cel mai mult și cel mai mult este că nu mă agită. Deci treaba asta pentru mine e perfectă. Și într-adevăr, da, mi oferă energie. Cred că nu e la fel cum e cafeaua, dar știți de ce? Pentru că nu simt imediat burst-ul ăla de energie, boom-ul ăla de energie și el e treptat, probabil, procesat. Și de asta nu simți imediat, ceea ce e un lucru bun, din câte v-am povestit. Bun, vă las aici cu rețeta și ne vedem la final. Sorry, 'cause
planner-ul, pentru că dimineața tot timpul îmi iau matcha, planner-ul, uneori am ori un iaurt, ori mai fac și un suc de portocale lângă și cam asta e dimineața. Mă duc să-mi notez ce am de făcut pentru astăzi, dar înainte de asta am vrut neapărat să vă povestesc despre matcha și să-mi spuneți dacă voi ați încercat-o sau vreți să o încercați și dacă vi se pare super, super, nu știu, un super aliment, cum v-am povestit, și sper să vă fie de folos. Să aveți o săptămână minunată și spor la treabă, să aveți multă energie, mai ales dacă vă ajută matcha. Bye, bye!